vă spunem și de această dată, vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Discutăm astăzi despre ultimele sau cele mai recente date din învățământ. Suntem în perioada de vacanță, în perioada concediilor, nu prea ne mai stă mintea la ceea ce se întâmplă, însă se întâmplă lucruri importante. Din câte se pare, învățământul este într-un plin proces de reorganizare. Avem alături de noi pe domnul profesor Nicu Cotescu, președinte Sindicatul Învățământului Spiru Haret Dolj. Vă mulțumesc, domn profesor, că ne sunteți alături și de această dată. Mulțumesc pentru invitație. Domn profesor, eu aș vrea să vorbim un pic și să începem cu asta, pentru că suntem în perioada vacanțelor în care mai toți ne gândim la concedii și cei care nu avem copii avem impresia că profesorii sunt în vacanță și nu e așa că profesorii au atâta vacanță și atâta timp liber pe an. Aș vrea să vorbim un pic despre situația cadrelor didactice care acum sunt în unitățile școlare, sunt în grădinițele din județ și din țară și au grijă de copiii noștri. Doamna Narcisa, aceasta anatemă că profesorii au 4, 5, 6 luni pe an vacanță, eu am mai detaliat-o și am mai prezentat-o ori de câte ori a fost nevoie și din poziția de inspector școlar general, asumându-mi până la urmă această realitate care există și iată și din această poziție. Din păcate, tragedia învățământului, în special preuniversitar, pleacă tot de la decidenții politici, să știți, afirmațiile oamenilor politici la adresa unui sistem sunt ucigătoare pentru sistemul respectiv și de multe ori, din păcate, nu sunt adevărate. Au fost tot felul de prezentări ale decidenților că în învățământul preuniversitar se șomează, sunt concedii, sunt privilegii, este o veselie generală, curge lapte și miere. Și de aceea mă bucur că mi-a ridicat această problemă și această temă, ce se întâmplă pe perioada verii și nu numai pe perioada verii, și în perioadele intersemestriale, în acea vacanță sau pe perioada de iarnă, în vacanța de iarnă, sunt tot felul de activități la nivelul unităților de învățământ, în așa fel încât, pe de o parte, directorii n-au reușit niciodată să-și ia concediul obligatoriu dat de lege și l-au pierdut. Chiar eu, fiind în poziția de inspector școlar general adjunct, am avut peste 150 de zile de concediu neefectuate și pierdute, pentru că ele se reportează, dar mai mult de 18 luni nu se reportează și, cu alte cuvinte, le pierzi. De ce? Pentru că sunt tot felul de activități, nu are cine să le desfășoare, suntem subnormați pe sectoare de activitate și atunci trebuie să fii în activitate permanent, pentru că sunt de metodologii, proceduri care trebuie să desfășurate, de la examene naționale, la concursuri, la alte tipuri de activități, diferențe și așa mai departe. În acest moment, sau dacă este să luăm momentul declanșării vacanței elevilor, profesorii au fost implicați și aici vorbim de mii de profesori la nivel județean, zeci de mii la nivel național în aceste examene naționale care, iată, se dublează. Știm bine, atât evaluarea națională, s-a organizat o sesiune specială de 2 ani de zile, bacalaureatul dintotdeauna am avut sesiunea de toamnă, chipurile de toamnă, că este tot în vară, că este în august. Avem examenul de definitivat care îl organizează și îl desfășoară tot învățământul preuniversitar, examenul de titularizare care îl organizează și desfășoară tot sistemul preuniversitar. Sunt ulterior ședințele publice de repartizare în urma concursului de titularizare, care continuă cu alte ședințe publice după ce se realizează detașările interesului învățământului pentru funcție de conducere, se produc anumite schimbări la nivelul unităților de învățământ și atunci sunt alte ședințe publice, deci practic luna iulie și august este un conglomerat de concursuri, de examene, de ședințe, în așa fel încât ai nevoie de colegi, ai nevoie de profesori, ai nevoie de personal la nivelul unităților, pentru că acolo se desfășoară toate aceste activități pe care le-am prezentat. Și de cele mai multe ori și colegii noștri au dreptate că au nevoie de concediu, până la urmă stabilit prin lege, și apelăm la bunăvoința și înțelegerea lor pentru a da concursul în așa fel încât să se desfășoare în bune condiții toate aceste aspecte. Astăzi, iată, este ședința de repartizare în urma concursului de titularizare pe parcursul întregii zile și continuă pe mai departe. Avem acele situații neîncheiate ale elevilor la sfârșitul lunii iulie,
și examenele de corigență tot la sfârșitul lunii iulie. De ce așa? N-am înțeles. De vreo 3 ani de zile ministerul a statuat ca examenele de corigență să se dea în vară, în iulie. Când deci nu se mai dau cum se dădea odinioară la început de septembrie, înainte de începerea anului școlar. Nu am înțeles această logică absolut deloc. Nu se termină bine școala, mă refer la învățământul tehnologic, că imediat începe examenele de corigență. Ori sunt copii la învățământul tehnologic care rămân cu situații neîncheiate anterior, examenul de corigență trebuie să susțină situații neîncheiate, nu au timpul să se pregătească, pentru că și un copil care rămâne cu situații neîncheiate, care trebuie să dea un examen de corigență, trebuie să aibă și un timp la dispoziție să se pregătească, nu termină bine școala că trebuie să susțină aceste diferențe, aceste situații neîncheiate și corigențe. Toți părinții și copiii știau că atunci, în septembrie, la început de septembrie, se desfășoară aceste activități, nu se mai desfășoară așa, solicită ulterior o sesiune specială să vină, că n-au știut, nu se mai poate, rămân repetenți. Deci nu am înțeles de ce trebuie să aglomerăm perioada de vară, că și așa era foarte aglomerată. Dar întotdeauna am spus că dacă Ministerul Educației este organizat și are compartimente bine definite, în așa fel încât să pornească un calendar, 1 septembrie, 31 august, să știi la 1 septembrie toate concursurile structura anului școlar, a fost modificată, să spunem că din măsuri obiective în acest an, cu această pandemie, în mijlocul anului am modificat anul. Deci de la 1 septembrie ar trebui să știm structura anului școlar foarte bine. Ordinul de ministru este dat în primăvară, dar am mai suportat permanent tot felul de modificări. Fiecare ministru știți că vrea să-și pună amprenta și mută vacanța mai la stânga, mută vacanța mai la dreapta, o mai scurtează pe una, o mai lungește pe alta. Am avut anul ăsta în premieră două vacanțe, una de Paștele Ortodox și una de Paștele Catolic, care până la urmă s-au unit că a fost pandemia și a trebuit să facă o punte între ele. Vă spun ce în familii care au vreo 2-3 copii, pe ce sistem au învățat, pe ce nu este nicio logică. Adică eu am înțeles că poți să intervii într-o rentabilizare, într-o eficientizare a sistemului de învățământ, la programele școlare, în structura programului zilnic, pe care și la noastră emisiune îl prezentam că ar fi fost ideal ca la nivel național să avem acel program de școală după școală generalizat. Adică să învățăm de dimineață, cel puțin învățământul primar, dacă nu și cel gimnazial, iar după amiază să redăm școala copiilor să vină. Deci înțeleg că aici se poate interveni, dar faptul că noi mutăm de la 10 septembrie, de la 15 septembrie, că vacanța e în februarie, baie în ianuarie, deci sunt lucruri care nu aduc un plus de valoare. S-a făcut public, nu? Structura anului pentru anul școlar 2021-2022. Pentru anul viitor. Începem pe 13 septembrie, da? Pe 13 septembrie, terminăm pe 11 iunie. Este o vacanță de 3 săptămâni în perioada, aproximativ de 3 săptămâni în perioada de iarnă. Se termină semestrul 1, începe semestrul 2, care este la fel de lung. Foarte dezechilibrat. S-a pus problema de ce nu sunt iar 3 trimestre. Ne aducem aminte. Nu știu, că nu avem ce face noi prin Parlament, abar n-am. Ne aducem aminte ce învățam noi odată cu 3 trimestre, adică până, nu mai mi-aduc aminte, până prin anii 2000, nu mai știu sigur când s-a eliminat și s-a intervenit cu 2 semestre, tot dintr-o eficientizare a sistemului, pentru că testările trebuia să fie trimestriale și au devenit semestriale. Adică era o succesiune prea rapidă în testarea elevilor din punct de vedere al tezelor, al încheierii situației școlare. Erau 3 încheieri de situații școlare, spre deosebire de 2 câte sunt în această situație privind semestrele. Nu există o logică clară. În Parlament, la momentul acesta, se află un proiect de lege care să prelungească anul școlar, mai exact săptămânile de cursuri, zilele de cursuri, de la 165 câte sunt actualmente, la 175 pentru cei mai mici și 185 pentru copiii de liceu, de să prelungim anul școlar cu 2 săptămâni. Pentru că avem deontologi, experți în educație, parlamentari care peste noapte deja cunosc sistemul de învățământ mai ca cei din sistemul de învățământ și spun că, domnule, dacă noi prelungim cu 2 săptămâni, în 8 ani de zile recuperăm un an.
spunea un fost ministru educației, deci dacă se prelungește cu 2 săptămâni, am făcut un calcul, 2 săptămâni pe an, ori 8 ani, eu nu știu cum am recuperat noi un an prin aceste lucruri, dar ne facem că lucrăm, Mircea, fă-te că lucrezi, era o sintagmă veche. Mai important, ceea ce am spus și doamnei secretar de stat în aprilie, doamnei Mariana Manea, este important ce fac pe parcursul zilei, ce mi se predă, cum este formatul curriculumului și programului, câtă practică fac, nu numai teorie pe parcursul zilei, cum fac școala atractivă, cum atrag copilul la școală, mai mult decât să-i spun lui, vezi că nu mai începe 15 septembrie, începe 1 septembrie și cu asta ai recuperat tu anul trecut pe care l-ai pierdut. Nu facem altceva decât să nu alocăm niciun ban și să punem în sarcina profesorului de a preda 2 săptămâni în plus față de 2 săptămâni pe care el și le pregătea pentru debutul noului an școlar. Profesorii vin la 1 septembrie la școală, își pregătesc, au consilii profesorare, își pregătesc documentele de planificare, au ședințe de catedră, își pregătesc clasa la dirigenție pe care trebuie să o preia și fac toată această bucătărie pentru debutul noului an școlar. Haideți să vorbim un pic și despre situația de la nivelul grădinițelor, la nivel preșcolar, pentru că am aflat de la dumneavoastră înainte de emisiune, vă mărturisesc că nu știam acest lucru, că situația este destul de întortocheată, așa, cu privire la plata cadrelor didactice și a personalului care se ocupă de îngrijirea copiilor noștri, pe, evident, perioada vacanțelor de vară. În sistemul de învățământ toate bune și frumoase până la bani. Sarcinile au venit dintotdeauna. Eu am mai spus de foarte mult timp, dacă nu sunt bani pentru sistemul de învățământ, că se pare că nu sunt bani, pentru că de aceea ne aflăm unde ne aflăm și, din păcate, vinovat de serviciu, tot profesorul este sau personalul din școli este, de cele mai multe ori erorile se produc ca urmare a lipsei resursei umane și a resursei financiare. Nu-i mai dau omului atribuții în plus. Dacă nu ai bani să-l plătești în plus, dacă nu ai bani să angajezi în plus, nu-i mai da atribuții în plus, pentru că e o practică cunoscută. Îți dau să muncești atât de mult până când nu mai poți să faci față, comiți erori și te scot vinovat. Da? Tu nu mai poți după aceea ceri bonul sau la salariu, că îți scot în față, în evidență, că ai greșit și că nu faci față și că nu mai corespund standardelor și așa mai departe. Pe perioada verii, din păcate, din totdeauna, sistemul de învățământ a trebuit să existe această școală sau această grădiniță de vacanță, această grădiniță de vară. Părinții care nu pot să acopere, eu știu, vacanța copiilor pentru a avea grijă, pentru că timpurile în care copilul trăia cu cheia la gât sau timpul în care bunicii aveau grijă de copii, nici nu, chiar dacă mai avem situații de genul ăsta, dar nu este indicat ca bunicul să se joace cu copilul, să-l plimbe prin parc, să-l învețe să meargă cu bicicleta, dacă este, dacă din punct de vedere al sănătății și reușește. Deci acestea sunt activități, să-i citească o poveste, să-l ducă la un teatru de păpuși, dar nu să suplinească activitatea didactică bunicul. Și în condițiile acestea, de aceea vorbeam și de programul de școală după școală, că nu e normal copilul să vină la 12 acasă. Unul stă pe stradă, unul stă singur în casă, unul stă cu bunicul dacă are, și de aici vedem după 20 și ceva de ani, aproape 30 de ani post-decembriști, că avem mari diferențe între copiii pe medii. Medii defavorizate, medii favorizate, urban, rural și așa mai departe, și ne întrebăm de ce. Păi de asta ne întrebăm, de asta, ăștia sunt realitățile și răspunsurile. Teorie avem, manuale întregi de teorii. În momentul în când pui punctul pe ei, deranjezi. Nu trebuie să umblăm noi, nu știu la ce, subliminal, către părinți, către copii, să mai facem un curs de perfecționare, de formare și așa mai departe, că acolo este cheia. Mă înțelegeți? Nu în altă parte. Sunt lucrurile foarte simple, nu noi le-am descoperit, noi le-am inventat. Eu le-am preluat din sistemul occidental, unde copilul vine la ora 4-5 acasă, când părintele vine de la serviciu, da? Și își desfășoară acolo întreaga lui activitate educațională, iar părintele suplinește normal, bunicii suplinesc normal, așa cum doresc dumnealor. Deci, perioada de vară a fost întotdeauna plină cu activități în grădiniță. Părinții care sunt la serviciu își aduc copiii
la anumite grădinițe, pentru că fac prin rotație grădinițele între ele, se stabilește un calendar, dar foarte important este faptul că acești colegi ai noștri fac o muncă, până la urmă, benevolă, gratuită. De ce? Ca și multe altele, nu este singura care, să știți, în învățământ. Vorbeam de simulări. Simulările facem gratuite. Valorile, asistențele la aceste simulări se fac gratuit. Olimpiadele școlare, sâmbăta, duminica, competițiile sportive, sâmbăta, duminica, se fac dintotdeauna gratuit. Și atunci ne întrebăm până unde poate merge această gratuitate, pentru că suntem pe ultima, penultima treaptă a salarizării, am avut salarii tăiate pentru că fiind înghețate sunt ca și tăiate pentru că aveam de respectat, nu venea nimeni să-ți dea ceva în plus, era o grilă care trebuia respectată. Această grilă nu s-a respectat, deci cu alte cuvinte se deduce că sunt salariile tăiate. Am fost sancționați, noi în învățământ mai rămăseserăm să venim cu salariile la zi pe grila din 2022, se vorbește despre altă grilă, nu știm pe unde va fi, dar cert este că am pierdut foarte, foarte mult din punct de vedere al veniturilor și salariilor și nu este corect față de colegii mei. Că să încheiem acest subiect cu vacanța, cu grădința de vară, ar trebui să existe contracte individuale de muncă la nivelul... Colegii noștri sunt în concediu acum. Este perioada de concediu pe care trebuie să-și ia conform prevederilor legale și acceptăm tacit de foarte dintotdeauna să desfășurăm prin rotație când grădinița mea vine săptămâna sau cele două săptămâni pe vară, am la nivelul grădiniței 20 de educatori, am rugămintea ca fiecare să vină o zi, două, trei, să desfășoare activități cu copiii pe care părinții îi aduc și cam asta este filozofia. Ar trebui să existe contract individual de muncă, iar plata să o facă cred, autoritatea locală, pentru că sunt copiii comunității. Poate să existe o prevedere legală în așa fel încât și părinții să contribuie, pentru că este o perioadă de vară și profesorii vin la școală până la urmă să aibă grijă de copiii lor. Deci este o muncă neplătită. Federația Sindicatului din Educație Spiru Haret a înaintat și în această, cred că acum o lună, a înaintat către Ministerul Educației o adresă foarte clară prin care solicită încă o dată clarificarea situației colegilor noștri educatori care desfășoară activitate didactică pe parcursul verii. Ce statut au ei? Nu știm ce statut au ei. Ei vin că sună directorul sau inspectoratul. Veniți că trebuie să desfășurați activitatea didactică. Și dacă se întâmplă ceva cu unul dintre copii în acest interval de timp, cine se face vinovat? Unitatea de învățământ se face vinovat. Adică dacă suntem în cinta unității. Exact. Dacă suntem în cinta unității, răspunde până la urmă personalul, așa cum răspunde și răspunde. Deși aceste cadre didactice sunt neplătite în perioada asta și figurează în concediu, dacă înțeleg bine. Categoric. Deci vin până la urmă la unitate și desfășoară activitatea și banii pe ar trebui să-și întrerupă concediul de odihnă, să facă contract individual și să... Dar vedeți că ulterior, iarăși, când îți mai e concediul de odihnă, pentru că sunt tot felul de activități și iarăși intrăm într-un cerc și nu sunt statuate. Până la urmă și colegii noștri își asumă, iată, ca și activitățile remediale, că sar de la una la alta, dar problemele pleacă din aceste neajunsuri și puțin incoerențe legislative sau decizionale până la urmă. Primesc telefoane că sunt unități care nu au primit banii pe activitățile remediale. Activități remediale care a plecat proiectul din luna martie și atât că suntem în august și nu au primit bani, niciun ban. De ce? Colegii noștri s-au înscris. De ce s-au înscris? Pentru că au înțeles că sunt copii care au anumite întârzieri pentru că predarea online a prins pe stângul statul român, n-a reușit statul român de-a lungul anilor să eficientizeze din punct de vedere informatic unitățile de învățământ, să creeze acea bază de date în așa fel încât mâine, dacă asistăm, întrerupem școala pentru că e inundație, pentru că s-a prăbușit școala, Doamne ferește, pentru că sunt zăpezi, pentru că nu știu ce problemă a apărut și așa mai departe, ar trebui ca în secunda 2 unitatea de învățământ să fie avut la dispoziție o bază de date clară, fiecare elev și fiecare profesor să fi fost dotat din partea școlii. Să știți că dotarea asta a realizat-o tot familia didactică, tot profesorul a realizat, a
Până la urmă a finanțat statul român, l-a sponsorizat prin folosirea propriilor lor tehnologii de acasă și au transformat, așa cum spuneam, sufrageria în sală de clasă. N-a mai circulat nimeni prin sufragerie cât eu am avut ore să le desfășor. În același timp am un copil sau doi care și erau în online și a trebuit să le cumpăr și lor tablete și laptopuri și așa mai departe. Poate și soțul, soția lucrau în învățământ și a trebuit fiecare cu camera lor acolo. Și deci, cu alte cuvinte, s-au făcut, cred, nimeni n-a venit să facă o statistică să vadă câți bani s-au economisit la buget doar prin simplul fapt că nu s-au mai plătit utilitățile. Luni de zile, pe parcursul acestui an, nu s-au mai plătit utilitățile. Aceste utilități le-au plătit fiecare profesor acasă. Curent, apă, încălzire, internet. Ce credeți că se va întâmpla de la 1 septembrie? Pentru că se pare că mergem pe varianta fără scenarii, învățământ în clasă. Pe de altă parte, se pare iarăși că vom depăși din nou peste 1.000-1.500 de cazuri zilnice. Citam mai de ună zi părerea unui sau o mic rezumat al unui istoric foarte interesant, care la un moment dat spunea că trebuie să ne obișnuim, nu trebuie să devină o condiție sau o problemă în viața noastră ca acest virus nenorocit să ne schimbe viața în așa fel încât 9 știri din 10 la peste tot să vorbim de acest virus. În timpul războiului oamenii mergeau și la teatru și cădeau bombe lângă ei. În timpul războiului oamenii mergeau și la spectacole și cădeau bombe lângă ei. Aveau grijă de grădină și cădeau bombe lângă ei. Deci până la urmă trebuie să ne ducem viața pe mai departe. Faptul că în continuare, iată, zilnic, psihologic, în septembrie 1.500 de cazuri vom avea, în septembrie 1.600 de cazuri vom avea, în septembrie Delta ne va nenoroci, deci nu se poate așa. Pe de altă parte, ce facem? Pentru că sunt state care și au măsuri, care testează de 3 ori pe săptămână copiii. Am solicitat și noi testarea atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice cu teste non-invazive, rapide. Nu s-a pus niciodată în practică acest lucru. Nu știm de ce. Este o primă măsură pe care orice stat poate să o ia, în așa fel încât să izoleze acel caz, acele cazuri care se depistează a fi pozitive. Vedem bine că și astăzi vaccinați au COVID. Ce facem? Trebuie să se izoleze, da? Nu mai e nicio logică, dar asta e realitatea. Și atunci ar trebui să fie achiziționat, în loc de milioane de doze care se aruncă acum la coșul de gunoi, am fi putut să achiziționăm milioane de teste care sunt de nu știu câte ori mai ieftine și să testăm în permanență. Cel puțin, iată, în Germania, am și postat pe Facebook, se testează în primele 3 săptămâni de 3 ori pe săptămână fiecare copil, în așa fel încât să ia această măsură pentru a nu mai purta mască, pentru a merge mai pe mai departe. Dacă mă întrebați pe mine ce se întâmplă în septembrie, nu știe nimeni ce se întâmplă în septembrie, cum de altfel nu știe nimeni ce se întâmplă mâine. Da? Noi trebuie să fim pregătiți, ceea ce pregătirea rezolvă până la urmă, organizarea, pregătirea rezolvă orice problemă. Dacă noi nu știm ce facem mâine, dar ne gândim la septembrie, uitați-vă ce s-a întâmplat cu concursul pentru funcție director. Mi-aș dori să dea aceste concursuri. Creez o stabilitate la nivelul unităților de învățământ, o autoritate la nivelul unităților de învățământ. Merg către decembrie sau care e situația la momentul? Deci, dacă noi am reiterat o jumătate de an că 27 iulie este dată certă, nici nu încape discuție, nici... să mai poate, nu știu, am înțeles ceva, poate pe la bibliografie, pe undeva anexe, dar 27 iulie este certă din luna februarie, martie. Păi vreau să vă spun că am avut colegi care au sunat, care au dorit să candideze, au aflat 27 martie și au anulat biletele de vacanță. 27 iulie și au anulat biletele de vacanță. După care aflăm la sfârșitul lunii iunie că de fapt nu mai este iulie, că de fapt o mai vedea. E prin septembrie. Nu se poate, incoerența asta nu e în regulă, pentru că ne jucăm cu oameni, ne jucăm cu familii.
Deci nu stă la dispoziția angajatului, părinți, profesorii nu sunt angajații unei persoane. Ei vin și prestează o activitate și au nevoie, așa cum au și atribuții, au și drepturi. Nu putem să ne jucăm cu ei ca angajații unei instituții. Dom'le, mâine toată lumea la serviciu avem ședință. Păi nu se poate lucra cu omul în felul acesta. De aceea spuneam că de la 1 septembrie la 31 de august ar trebui să știm un calendar. Este vorba de milioane, doamna Narcisa, de suflet, n-a înțeles nimeni aceste lucruri. Noi ne trezim, nu știu, la serviciu, ce mai facem mâine, de ce nu mai schimbăm mâine, punem evaluarea națională în ziua de Rusalii, stai că ne-am dat seama, hai să o mutăm dincolo, luni să termine Rusalile, marți începem evaluarea națională, păi în perioada asta au fost colegii liberi prin lege. Dar n-au fost liberi prin lege, că au trebuit să vină să organizeze activitățile, că vorbeam de muncă voluntară. Deci este inadmisibil cum se gândesc calendarele și cum nu se gândesc calendarele, în așa fel încât ar trebui să știm clar de la înscrierea la grădiniță până la post liceală, până la concursurile și examenele profesorilor, indiferent care sunt ele, că sunt de grație de merit, că sunt de definitivat sau de titularizare, trebuie să avem un calendar o dată pentru totdeauna. Ce se întâmplă la 1 septembrie, ce se întâmplă până la 31 august și doar în situații excepționale că oameni care, nu știu, vin, pleacă, trec prin anumite funcții, pot să spună cum să prevedem, domnule, noi că nu putem. Păi ai zile legale la dispoziție, știi care sunt. Dacă se întâmplă o astfel de pandemie, domnule, sunt situații de forță majoră, n-ai de unde să știi că nu știu, e o caniculă, Doamne ferește, 48 de grade în ziua de, nu știu, și atunci iau o măsură că s-a întâmplat. Dar eu dacă mă trezesc, hai că mai fac o sesiune specială, când o mai fac, de azi pe mâine, dau concurs, sigur, dar de fapt nu-l mai dau, iau vacanța, prima dată știți că s-a menționat modificarea structurii școlare într-o conferință de presă care ulterior s-a dovedit a fi defectuoasă total și după conferința a doua zi a apărut un comunicat care a modificat conferința de presă și a pus altă formă de structură anului de școlar. Deci nu este în regulă. Deci până la urmă, ca să începem școala la 1 septembrie, ar trebui pregătite teste rapide așa fel încât să testăm și profesorii care nu sunt vaccinați sau care doresc să se testeze și elevii, să putem să izolăm. Ne trebuie personal suplimentar pentru că același personal este întins la maxim, a trebuit să facă activități enorm de multe pentru a reuși să ducă la bun sfârșit, iată, un an școlar în plină pandemie. Să susținem aceste concursuri ale directorilor, așa cum a fost ultima declarație a domnului ministru la sfârșitul lunii iunie, am aflat undeva, era într-o vizită pe la Iași, dacă nu mă înșel, și de acolo am luat la cunoștință acest lucru să demareze. Suntem, iată, pe 4 august, deci noi ar trebui undeva pe 14 august să punem în dezbatere publică draftul de metodologie și calendarul privind concursul pentru funcțiile de director și director adjunct, în așa fel încât, cum dânsul a susținut că pe 14 va da publicității metodologia, în așa fel încât în 30 de zile, adică pe 14 octombrie, să se desfășoare, zic 14, că așa am înțeles, că o fi 15, că o fi 16, nu mai contează, deci ar trebui un calendar, unul de zile să stea în dezbatere publică metodologia și calendarul, unul de zile să fie până la desfășoarea primei probe scrise. Deci ar trebui ca 10 zile să avem, dar nu mai văd pe domnul ministru să dezbată acest subiect și nu înțeleg de ce. Pentru că tot vorbeam de depolitizare. Depolitizarea se realizează, doamna Narcisa, prin concurs. Concursul este determinant. Bine, acum depinde cine evaluează la acel concurs. Pot fi suspiciuni, dar nu cred că există în lume o formă de evaluare mai transparentă decât un concurs. La concurs, un concurs public, așa cum sunt în învățământul preuniversitar. Eu nu vorbesc de alte domenii de activitate. Nu vorbesc de învățământul superior. Eu vorbesc de învățământul preuniversitar. În învățământul preuniversitar se întâmplă ceva ce nu se întâmplă nicăieri. Și cu toate astea, suntem arătați cu degetul. În sistemul de învățământ preuniversitar, concursurile și examenele sunt cu subiecte naționale. Deci nu le face nimeni în baie, în așa fel încât să se afle pe surse ce să dă mâine. Mă înțelegeți? Sau ia-le tu de ei. Nu, sunt subiecte naționale. Și la evaluarea națională la clasa 8-a, și la bacalaureat,
și la definitivare, și la titularizare, și la concursul de directori, sunt subiecte naționale. Bun, realizate de cele mai multe ori în dimineața respectivă, prin tragere la sorți în fața unei comisii din sute de subiecte, în așa fel încât să nu existe dubii. De asemenea, asistența la sala de examen este externă, nu sunt colegi de-ai mei, nu sunt prietenii mei, sunt trași la sorți, se mută de la o școală la alta, nu se știe nimeni cine mă asistă. De asemenea, evaluarea se realizează de persoane care nu au legătură. La concursul anterior, evaluarea s-a făcut în fața tuturor. Deci a fost o comisie foarte stufoasă, foarte stufoasă, un examen foarte, un concurs foarte greu, dar așteptam până la urmă să toamna trecută ar fi trebuit demarat acest concurs privind funcția de director, în așa fel încât pe 9 iunie, ianuarie, anul acesta, când a expirat, să poată să preia funcțiile. Nu s-a organizat, s-a primit o detașare, mai mult sau mai puțin, 30% n-au primit, până la 31 august, De aceea, această probă scrisă pe 27 iulie clarifica puțin cine va fi în funcție de directorul la 1 septembrie. Bun. Nu s-a făcut. Cine deci, va prelua școala la 1 septembrie? Director noi, da? Intrăm în anul școlar cu... Director noi. Ce vor face directorii ăștia noi? Că nici nu vor ști școala mulți dintre ei. Poate nu sunt din școală, poate n-au abilități. Acolo trebuie să știe ce buget au pe mână, ce investiții au pe mână, ce este în derulare, cum primim copiii, cu dezinfectanți, cu personal... La nivelul inspectoratelor, măcar aici e situația clară, că s-a tot vorbit și aici, că ar urma o reorganizare. Dacă ne uităm la reorganizare, am observat puțin, poate pesărite în mass media, câți oameni, câți colegi au avut răbdare să urmărească sau să citească acest proiect România Educată, foarte important, de ce? El s-a dezbătut ultima dată, a fost un eveniment la administrația prezidențială la mijlocul lunii iulie, deci acum 20 de zile. Noi în presă am spune că e o perioadă propice pentru informațiile care nu vrem să treacă ecranul, da? În momentul în care punem subiecte importante în discuție publică, în timpul vacanțelor, când tradițional oamenii sunt detașați, relaxați și cu gândul la vacanță. Este un subiect greu, într-adevăr, acest proiect România Educată. Am văzut declarații în mass media din partea unor gazetari care puneau pe fondul acceptării de către Comisia Europeană a bugetului pe educație au trebuit să treacă, făceau o sinteză. De ce la mijlocul lui iulie, exact cum spuneți dumneavoastră, ne trezim că facem cel mai important eveniment pe unul dintre cele mai importante sisteme de la nivelul unui stat, educația, în preajma examenelor, a vacanței și de ce? De ce? Pentru că, așa cum spuneam, anumiți gazetari analizau și puneau nevoi de a introduce în acest PNRR, acest Plan Național de Redresare și Reziliență, a importanței educației pentru a solicita și a fi aprobată suma de bani care s-a cerut, punând acest document garanție că se face o reformă. Comisia Europeană menționând faptul că banii se alocă pe reforme și nu pe altceva. Iată că acest proiect România Educată înseamnă o reformă majoră la nivelul sistemului de învățământ și era o garanție a faptului că banii solicitați sunt pentru a desfășura acest proiect România Educată. Sună frumos, dar haideți să vedem mai în detaliu care ar fi principalele modificări care ar urma să vină în sistemul de învățământ dacă acest proiect România Educată se va concretiza. El sună foarte tehnic. Dacă îl răsfoim și îl citim, sunt date destul de tehnice în interiorul lui. Reprezintă un schelet pentru viitoarea legii educației. Domnul ministru Sorin Câmpeanu, reiterând faptul că până la sfârșitul anului 2021 va prezenta un draft al noii legii a educației care va avea ca schelet exact... Care an spuneați? 2021, da? Deci în acest an va prezenta acest draft care va trebui să treacă pentru un învățământ modern de secol 21 pentru următorii 10 de ani, 100 de ani, ceva de genul ăsta.
L-am răsfoit și eu cu foarte mare interes și doar două puncte aș vrea să detaliez în ceea ce îi privește pe colegii mei, dar și pe părinți și elevi. Este vorba de, are 7 capitole acest proiect România Educată. Capitolul 5 se numește Domenii Prioritare. Un punct din acest capitol se referă la cariera didactică și parcursul și parcursul profesional. Celălalt punct se referă la managementul și guvernanța sistemului de învățământ. La capitolul cariera didactică observăm 4 obiective cu măsurile aferente, 4 obiective majore, care încearcă să schimbe puțin paradigma de acces în sistemul de învățământ, în profesia de profesor mai exact. Un obiectiv se referă la dezvoltarea unui profil de competențe ale profesorului, competențe care sunt eșalonate pe etape din cariera didactică, dar și pe niveluri ale sistemului de învățământ. Și foarte important, am văzut că este abordată și această temă a unor roluri din cariera didactică, cum ar fi, de exemplu, dirigenția. Știm că noi în facultate învățăm foarte multe despre disciplina de predare, facem o practică pedagogică mai lungă sau mai scurtă, dar nu știm nimic despre serviciu pe școală, despre dirigenție, despre alte atribuții în comisii de la nivelul unității de învățământ foarte importante. Pentru că profesorul, vedeți dumneavoastră, nu vine și predă doar matematică, educație fizică, română, engleză. El este prins permanent în tot felul de comisii pe care nu le învață în facultate. Trebuie să stea ulterior să citească regulamente, metodologii, proceduri, să-și asume, colegi de disciplină, burse, școlare, cornul și laptele și așa mai departe. Sunt o grămadă care zilnic face câte ceva. Este comisia de asigurarea calității, de management intern. Deci sunt foarte multe comisii și destul de complicate, unele de curriculum, de mobilitate și așa mai departe. Comisii foarte importante. Un alt obiectiv se referă la formarea inițială a profesorului care dorește să pună accent pe practica pedagogică și aici se vorbește despre masterul didactic determinant în ceea ce chiar este o mare nevoie de a urma acest master didactic, de a accede ca profesor la catedră și despre o extindere a practicii pedagogice. Eu mi-aduc aminte că în urmă cu 30 de ani, chiar din anul 2 de facultate, am făcut o practică pedagogică și la liceu și la școală gimnazială destul de câteva luni de zile. Este determinantă în gestionarea profesiei pe care o desfășori la catedră. Degeaba ești foarte bun la teorie dacă nu știi să gestionezi colectivul, situație de criză, colectivul, managementul clasei, dacă nu știi să desfășori. Și această practică pedagogică ajută în proporții relativ egale cu cunoștințele pe disciplină, activitatea pe care tu trebuie să o... Bineînțeles că și cunoștințele psihopedagogice sunt determinante, pentru că trebuie să știi până la urmă ce să faci, dar practica este la catedră. Și acolo trebuie, așa cum vorbește în acest proiect, trebuie extinsă în așa fel încât profesorul când vine la catedră să știe exact ce are și să nu mai aibă nevoie de o perioadă de acomodare în așa fel încât copiii din fața lui să fie privați de anumite aspecte. Un alt obiectiv se referă la creșterea calității perfecționării și formării continue, până la urmă, bazate tot pe practica didactică și ultimul obiectiv foarte important. Bine, dar cum? Cum? Prevăd și ițele, da? Sunt măsuri, sunt măsuri de aplicare, iar la acest, de exemplu, acest obiectiv, creșterea calității formării continue bazate pe practica didactică, doamna secretar de stat Mariana Manea, în aprilie, când a fost în Craiova, am luat și eu cuvântul și am transmis câteva lucruri, zic eu, importante pentru sistemul de învățământ, menționa faptul și a făcut o referire, și eu am detaliat puțin acel proiect PROF, paralel cu proiectul CRED, la nivel național pe proiecte pe fonduri europene. Proiectul CRED, știm bine că se referă, se adresează unui grup țintă de 50.000 de cadre didactice, iar acest nou proiect PROF
prof, tot pe fonduri europene, se adresează unui grup de țintă de 28.000 de cadre didactice. Dumneaei exemplifica puțin că încearcă să schimbă paradigma formării cadrelor didactice din acele cursuri pe care le știm cu toții, că fie s-au desfășurat online în perioada de pandemie, fie se desfășurau în diferite cadre clasice pe care le știam cu toții când particip la o formare. Dumneaei a reiterat faptul că dorește să se desfășoare formarea cadrelor didactice la catedră. Deci, practic, profesorul mentor, formator, să se ducă în clasa de elevi alături de profesori și să-l urmărească în predarea lui și să-și puncteze acolo unde observă că profesorul are anumite deficiențe sau anumite cunoștințe mai slabe și să intervină la clasă în timp real și după cursuri, exact cum ar fi un student în perioada de practică pedagogică. De să intervină direct acolo și nu să prezinte PowerPoint-uri sau să vorbească de cursuri în anumite săli de formare. Iar ultimul obiectiv, așa cum spuneam, flexibilizarea managementului în cariera didactică, și acesta este destul de important din ceea ce am citit, faptul că se încearcă să se identifice persoane din afara sistemului de învățământ cu competențe foarte bune în cunoștințele existente în sistemul de învățământ, cu abilități de predare, și să fie atrași către sistemul de învățământ, fie ca și colaborator, fie ca și partener și așa mai departe, dar în același timp să fie motivat și profesorii din sistemul, mult mai bine profesorii din sistemul de învățământ, cei care aduc performanțe, și performanța aici nu se cuantifică doar prin Olimpiada Națională și prin profesori care lucrează în medii grele și foarte grele, mediul rural, unde reușesc să aducă copii la școală, unde reușesc să promoveze clasa și așa mai departe. Cam pe scurt, asta este vorba despre cadrele didactice. Cu privire la PIB-ul alocat educației învățământului, se prevede ceva? Partea de finanțare este adusă în atenție doar prin acest PNRR, care se vehiculează această sumă de 3,9 miliarde de lei, care va fi introdusă în laboratoare, cabinete, în dotări și așa mai departe în acest sens. Vom vedea până la urmă, guvernul este un proiect care se întinde, dacă vor veni acești bani, că deocamdată sunt doar pe hârtie, nici nu au fost aprobați. E o sumă stabilită, dar în funcție de proiectul, cum se aprobă el mai departe la Comisia Europeană, vom vedea, este stabilită o sumă de 3,9 miliarde de euro pentru dezvoltarea laboratoarelor, pentru că știm că noi am pierdut în unitățile de învățământ, toată cu preluarea clasei pregătitoare, laboratoarele, cabinetele, spațiile didactice s-au desființat la propriu și nu mai există la nivelul unităților de învățământ. Nu știu ce o să dotăm, că nu mai există efectiv laboratorul, pentru că a trebuit să facem clasa pregătitoare. Mă gândesc numai la Colegiul Național Frații Buzești, care are 5 clase pregătitoare. Păi 5 laboratoare le-a pierdut din start. Școala Gimnazială Mircea Eliade, la fel. Știu că acolo și secretariatul, cabinetul directorului, altă încăpere s-au desfințat pentru a face clase pregătitoare. Deci, efectiv, sau Gheorghe Țițeica caută spații prin alte unități de învățământ. Nu mai există spații de învățământ, s-au suprapopulat localitățile urbane, au migrat pentru locurile de muncă părinții la oraș, copiii au înscris la oraș, automat unitățile de învățământ s-au văzut în fața, pe de o parte, a primirii clase pregătitoare, pe de altă parte a copiilor care au umplut circunscripțiile școlare, și nu sunt spații absolut deloc, suntem într-un deficit major. De aceea este foarte important la partea de neajunsuri. PIB-ul pentru educație, infrastructura școlară, avem în continuare foarte multe unități fără avize de funcționare, sanitare, la incendiu, cu toalete improvizate, fără apă curentă. Deci este și situația asta. Ne amintim, în fiecare lună septembrie discutăm despre acest lucru. De aceea este frumos când prezentăm la PowerPoint tot felul de proiecte avangardiste, dar când ne ducem la baza, vedem rezultatele. Care sunt rezultatele? Diferențe mari la evaluare națională, diferențe mari la bacalaureat, diferențe mari de frecvență, diferențe mari de abandon școlar, diferențe mari de cunoștințe, diferențe mari. Dar noi avem niște documente, o teorie extraordinar de bună. Acum, în ceea ce înseamnă guvernanța sistemului de învățământ,
Aici se probabil timpul trece foarte repede și să încerc cât pot de scurt să spun câteva cuvinte. Cine o să ne guverneze sistemul de învățământ, în special la nivel județean, pentru că la nivel național rămâne la fel? Este vorba de înființarea unei direcții, se numește DACIS, o direcție de asigurare a calității a învățământului preuniversitar. Care să ne lămurim cu inspectoratele școlare. Acestea rămân, dispar, se reorganizează. Da, ele, practic, de asta vorbim de guvernanță, avem trei instituții, ca să zic așa, care guvernează sistemul de învățământ. Este acest DACIS, inspectoratele școlare județene se transformă în centre județene pentru învățământul preuniversitar, care fac aproximativ același lucru, schimbă decât denumirea. Multe lume eronată a înțeles că trec în subordinea Consiliului Județene, nu vor trece nicio subordine, vor rămâne tot în subordinea Ministerului Educației Naționale. Rolul de control nu-l vor mai avea, vor avea de rol decât de monitorizare și îndrumare, vor trebui să susțină și proiectele de la nivel județean, nu numai proiectele transmise de minister, tot felul de activități la nivel județean și în principal își organizează și își desfășoară activitatea tot pe aceleași atribuții pe care le are și astăzi. Deci, dacă își păstrează denumirea și fiind asumat de guvern în formula actuală, tindem să credem că noua lege a educației așa va arăta, deci CJIP, Centre Județene pentru Învățământul Preuniversitar. Deci rămân, nu se desfințează. Casa Corpului Didactic, această faimoasă instituție care centralizează tot ceea ce înseamnă formarea profesională a colegilor noștri, se va reorganiza și ea și se va numi, are o denumire mai pompoasă, CJF care, ceva de genul ăsta, adică Centru Județean de Formare Continuă și nu mai știu ce. Deci se va ocupa tot cu formarea. Pe profilul prezentat în proiectul România Educată, pe aceste coordonate de scoatere în evidență mai mult a practicii pedagogice și mai departe. Deci nu se desfințează nici aceste, dar casele corpul didactic funcționează de 100 de ani și era bine să funcționeze în continuare sub această denumire, dar dacă s-a identificat o altă denumire, asta este. Și așa cum spuneam, se mai înființează o direcție, DACES în subordinea ARACIP și ARACIP în subordinea Ministerului Educației, DACES-ul care preia atribuțiile de evaluare instituțională și, foarte important, atribuție de inspecție școlară. Inspecția școlară pe care o realizau inspectorii școlari pe disciplină la inspectoratul școlar, un inspector nu are în atribuții doar inspecția școlară, 50% este inspecția școlară, 50% face parte ca membru, ca președinte, ca vicepreședinte, ca secretar din tot felul de alte comisii. Dacă ar fi să le enumerăm, ne-ar lua 3 zile să vedem câte comisii sunt la nivelul unui inspectorat, chiar și la nivelul unei unități de învățământ. Deci, cu alte cuvinte, cam asta este guvernanța sistemului de învățământ la nivel județean, iar deasupra tuturor, între ele și minister, va mai fi un Consiliu Județean pentru Învățământul Preuniversitar, Consiliu Județean care este prezidat de președintele Consiliului Județean. Se întâlnește trimestrial acest Consiliu sau ori de câte ori este nevoie, Consiliul din care fac parte cele trei entități pe care le-am prezentat anterior, reprezentanța ai Consiliului Județean, ai Consiliului Local, ai instituției prefecturii și ca invitați vor fi sindicate, părinții, elevi și operatori economici. Consiliul Județean care va trebui să emită anual un raport privind starea învățământului la nivel județean, un Consiliu Județean care va trebui să monitorizeze activitatea educațională de la nivelul județean, ceea ce cred că este foarte important, și să pună puțin presiune pe acele consilii locale care observă că nu se implică îndeajuns în bunul mers al activității unității de învățământ din localitatea respectivă. Circulă o știre pe internet și îmi spuneți dumneavoastră că ați citit cu atenție acest proiect România Educată. Se precizează undeva prin acesta că profesorii, cadrele didactice vor fi plătite în funcție de performanțele școlare, de rezultatele copiilor la examene? Cineva zicea să începem cu Parlamentul, așa știți, ca să fie mai bine, că noi suntem ultimii și dacă suntem ultimii poate să se întâmple orice. De obicei măsurile se ia cu ultimii, nu cu primii. Vedeți că acum vedeam în dezbatere
la știri, înainte de a veni la dumneavoastră, auzeam la radio că pensiile speciale nu se doresc a fi eliminate. Păi să nu fie eliminate, să nu fie eliminate privilegiile, știți că sunt tot felul de sporuri care se primesc în continuare, nu s-a tăiat de la nimeni decât de la profesori. Deci faptul că noi o să fim plătiți în funcție de, este o temă veche, ca și titulatura, o temă veche, dacă e bine sau nu e bine să nu mai fie sau să nu mai fie. Văd foarte mulți colegi de-ai mei care de la structuri înalte care au ieșit la pensie și acum când au ieșit la pensie, domnule, titulatura asta nu mai e așa bună, trebuie să nu mai fie. Și își exprimă tot felul de păreri. Directorul este foarte important, de aceea revin puțin la subiectul anterior, privind concursurile pentru profesionalizarea persoanei care ocupă această funcție. De ce este foarte important? El are o misiune și trebuie să înțeleagă. Nu mă duc director că e frumos, că îmi fac eu încadrarea mea, salariul meu, nici nu poate, dar programul meu, dispun eu cum vreau și mă duc când vreau. Nu, directorul are o misiune. Orice funcție de, ca și profesor la catedră, are o misiune și trebuie să intre în rolul ăsta, dincolo de problemele lui de acasă, dincolo de problemele lui de la școală, trebuie să intre în rolul ăsta și directorul trebuie să intre în rolul ăsta și să urmărească în așa fel încât unitatea lui să funcționeze din plin. De ce spun asta? Pentru că avem unități, așa cum spuneam, în medii defavorizate, în zone sărace, foarte sărace, cu familii dezorganizate, cu familii plecate, n-are cine să ocupe de copilul ăla. Profesorii, unii dintre profesori fac o muncă extraordinară pentru a reuși o performanță. Asta cred că ar trebui să ne fie clar tuturor, că nu putem să comparăm un copil dintr-un colegiu din centru orașului reședință de județ cu un copil din nu știu ce sat dar de undeva. Dar aici nu este ca la piață, da? Doamna Narcisa. Da, nu putem să spun să avem aceleași așteptări bine. Și să aruncăm totul la cadru didactic. De ce nu au aceleași rezultate? Pentru că condițiile din școală nu sunt aceleași. Interesul comunității pentru școală nu este același, interesul familiei pentru școală nu este același și ar trebui să vină cine tot vehiculează astfel de situații, să vină și să înceapă de la amendarea, sancționarea familiei care nu-și trimite copilul la școală, care nu se ocupă de educația copilului. Deci avem cadrul legislativ pentru a face asta. Sunt curioasă câți părinți au fost amendați pentru asta. Este și în codul de procedură penală, da? Sau în codul penal este prevedere, cred că pe la 380, nu știu că am avut o dezbatere întreagă pe atribuțiile și obligațiile familiei de că la un moment dat aveam miniștri și oameni din minister care spuneau, dom'le, trimiteți profesorii pe teren să aducă copiii la școală. Doamne, mi se pare noaptea minții, adică să mă duc eu ca profesor la 22 de ani o colegă să bată în poartă la nu știu cine și să iasă ăla de acolo cum am avut situații, luați cu pietre și la telefon înjurați, birjerești și așa mai departe. Eu nu știu, eu sunt autoritate publică să mă duc să bat la poarta unuia, doamne, de ce nu-ți trimis copilul la școală? Este inadmisibil în pandemie, să știți că am avut colegi care s-au dus cu fișele listate la poartă la familii, că nu aveau nu se putea face predarea online și am avut tot felul de situații și evenimente. Deci nu se poate, du-te, ai poliție locală, ai primărie, ai poliție națională, ai jandarmerie, creează o instituție. Nu există nicio instituție nu subordinea școlii, dar o instituție care să fie între comunitate și școală. Acea instituție preia toate problemele școlii. Nu există să știu dacă un copil n-a venit la școală, de ce n-a venit doamna Narcisa la școală? Poate copilul ăla îl ține părintele la muncă, poate îl maltratează, poate nici nu este acasă și copilul de capul lui. Nu avem o instituție. Este Direcția Județeană de Protecție a Copilului, în care înțeleg că se ocupă, bineînțeles, și de cazuri. Asistenții sociali care sunt care și ei într-un număr foarte mic și au tot felul de activități care se ocupă de copii abandonați și așa mai departe acolo. Dar vă jumătate la televizor, părinți morți de bez cu copii trăgând după ei, care nu-i trimit la școală, ce să facă școala în condiții așa? Și nu este unul, sunt mulți. De aceea vedem și procentele de abandon, de absenteism școlar scăzut și așa mai de performanțe scăzute. Pleacă de la familie un copil, stă la școală 4-5 ore. Dacă vine, dar sunt situații în care nu vine și atunci nu putem să rezolvăm. Deci, până la urmă, sistemul de învățământ, am observat, el este la fel, din clasa, de la învățământ
Ca și concluzie, domn profesor, pentru că din păcate nu mai avem timp. Concluzie, avem o mică modificare la admiterea la liceu și o modificare la examenul de bacalaureat. Practic este un lucru foarte important că înaintea evaluării naționale se poate da o admitere de către licee. Nu este obligatoriu, dar se poate da o admitere și această admitere practic poate anula evaluarea națională și copilul poate fi cuprins în cadrul liceului respectiv doar pe baza admiterii date la nivelul unității de învățământ. Dispare filiera tehnologică, se înființează liceul profesional, liceul profesional unde intră toți copiii care doresc să meargă pe această linie tehnică. Urmează 3 ani și primesc un certificat de calificare nivel 3 și cine dorește să urmeze anul 4, urmează anul 4, termină liceul și se dă un bacalaureat unitar. Nu mai există ABCD, există un singur bacalaureat care testează anumite competențe, anumite abilități standardizate pe tipul testelor PISA. Au fost informații poate multe, dar sunt informații multe, dar multe. Prețioase. Să, acum vom vedea dacă ele vor fi și inoculate și le vom vedea sub formă de lege și nu decât ca și lege, ci lege cu norme de aplicare și puse în practică. Actuala lege a educației, că ați făcut o remarcă foarte bună, actuala lege a educației a ieșit prin asumare guvernamentală, știm bine, în 4 luni de zile și în ea scrie așa, în următoarele 8 luni de zile se vor emite toate regulamentele, ordine de ministru, metodologii, proceduri. Păi vă spun că erau peste 100. În 8 luni de zile nu s-au emis nici astăzi. Nu au reușit să emită toate. Așa că acesta dacă este a fost o lege, motivul, domnul profesor, pentru care am precizat, pentru că degeaba discutăm, da, aruncăm în spațiu public diverse proiecte, ba chiar și legi, dacă nu ducem procesul până la capăt. Vă mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Toate cele bune vă dorim. La revedere!